Bun găsit tuturor, totul s-a întâmplat în urmă cu doar câteva minute în zona bulevardul Aerogării din capitală. Din primele informații se pare că ar fi vorba despre un bărbat care a fost împușcat în urma unui conflict spontan, spun vecinii, care a avut loc între el și un alt bărbat. Nu se cunoaște încă faptul dacă bărbatul era vecinul acestuia sau un prieten și totul a pornit în urma unor reglări mai vechi de conturi, așa cum se întâmplă de obicei, sau pe fondul băuturilor alcoolice. De asemenea, el în acest moment va fi preluat de la fața locului de către un echipaj smurt care în primă fază i-a acordat bărbatului îngrijirile medicale pe care a avut nevoie, dar evident că așa cum se întâmplă ca de fiecare dată pentru medicii, pentru ca medicii să fie în afara au fost nevoiți să-l transporte pe bărbat, cel mai probabil va fi dus la spitalul Floreasca din capitală. Martorii de la fața locului încă sunt șocați și nu prea pot să ne spună mare lucru despre ce s-a întâmplat, însă cum vom afla mai multe detalii, vom reveni cu acestea. De altfel, și echipajele de poliție sunt aici la fața locului și fac cercetări. Echipa de criminalistică la fel ia măsurători. Da, Rodica, îți mulțumesc pentru această corespondență. O să încercăm să aflăm mai multe detalii pentru că este o știre foarte nouă. În platou, alături de mine, Monica Tatoiu, Dumitru Coarnă și Iulian Stanciu. Bună seara tuturor. Vă mulțumesc că foarte mult pentru prezență. Bogdan Oprița prin telefon cu noi. Bună seara, domnule Oprița. A fost un incident. Iată, un bărbat a fost împușcat în capitală și aș vrea să ne dați mai multe informații dacă aveți în acest moment. Da, deci a fost deplasat la fața locului, apelul a venit pentru un pacient împușcat. La fața locului s-a deplasat un echipaj nostru care a găsit un pacient conștient, cooperant, echilibrat din punctul de vedere al funcțiilor vitale, cu o plagă împușcată la coapsei, o plagă împușcată din buna toracică și pacientul a fost transportat la spitalul de urgență Floreasca. Alte detalii despre modul de producere al evenimentului nu am. Da, dar cu ce anume a fost împușcat? Cu ce tip de pistol? Sau nu știu dacă știți dumneavoastră lucrurile astea. Da, nu prea vă auzim foarte bine, cu legătura telefonică e destul de slabă. V-aș întreba pe dumneavoastră, domnule Dumnezeu.